Pomenile europene au intrat în gura reprezentanților municipalității, care nu sunt indiferenți vis-a-vis de soarta nevoiașilor din municipiu. Pachetele cu ajutoarele europene, ce la sfârșitul lunii decembrie 2014 au fost motivul certurilor de la incubatorul de afaceri din municipiu, sunt la finalul împărțirii. Pachetele alimentare destinate persoanelor vulnerabile în cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate rămase în stoc, nu vor fi distribuite către primăriile din județ, ci vor rămâne în Botoșani. Cel mai probabil nu vor fi, deci rămân la municipiul Botoșani, urmând ca pentru dispoziție de primar să decidă asupra distribuției care vizează aceiași beneficiari. Procedura compensării pachetelor alimentare a fost aprobată de guvern în condițiile în care, în cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate pentru anul 2014, unele primării au stocuri nedistribuite, iar alte primării au solicitări eligibile neacoperite. Populația vulnerabilă care face parte din categoriile eligibile pentru a beneficia de aceste ajutoare alimentare include grupuri care sunt excluse de pe piața forței de muncă din sistemul de educație, sănătate, locuințe și alte servicii. Cele mai mari categorii includ persoane cu venituri reduse, copii aflați în situații dificile, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice singure sau dependente.